Corvinul Hunedoara a fost învinsă de echipa kazahă FC Astana cu scorul de 1-2 joi seară pe stadionul municipal din Sibiu, în prima manșă a turului al treilea preliminar al Conference League la fotbal. Urmărește însă Pârvulescu, încă o minge trimisă în careul celor de la Astana. Gol! Gol, 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 gol! Corvinul înscrie Manolache! Ov pasă pentru Charles, apoi Camara, poziție periculoasă, Camara, încă un dribling, Camara! Gol frumos, trebuie să recunoaștem. Charles, oh, ce culoare are spre poarta lui Lefter, prea ușor, este 2-1! Ce finalizare! Florin Maxim a declarat că este bulversat după ce elevii săi au pierdut confruntarea cu Astana, dar spune că încă au șanse de a se califica în următoarea fază a competiției. Efectiv, e singura dată din cariera mea și de jucător și ca antrenor când nu îmi găsesc cuvintele. Nu pot să-mi dau seama cum am putut să arătăm așa începutul de joc, pe care am avut acea tresărire de orgoliu. A doua repriză, după golul 2, când am pus o presiune pe adversar. Sunt lucruri pe care noi trebuie să le digerăm și golurile foarte, foarte ușor luate. Aceleași goluri pe care le primim, minge pierdută la 80 de metri de partea noastră, nu reușim să ne reorganizăm, ajunge adversarul în 16-le noastre, nu suntem în stare să ieșim 1, 2, 3 jucători în întâmpinare, în șut. Lăsăm adversarul să decidă și să îți placeze acea minge. Golul 2 parcă a fost tras la Indigo, aceeași intrare din exterior în interior. Ne-am pregătit la Tomasov și a venit din partea cealaltă, de la Camara. Eu cred în această calificare, cum am putut să arătăm într-un fel într-o repriză și ei în a doua repriză. Eu cred în această calificare, mai rămâne să creadă și băieții, pentru că nu ne rămâne altceva de făcut. Dacă mai vrem să prelungim această campanie europeană, trebuie să ne ducem să arătăm cum am arătat prima repriză. Meciul retur dintre Corvinul Hunedoara și Astana se va disputa miercurea viitoare, începând cu ora 17:15, întrucât echipa din Kazahstan nu va putea organiza partida pe stadionul propriu. Duelul în cauză va avea loc la Almaty.